Asociația Caritas Catolica Oradea creează o rețea regională de voluntariat în servicii sociale, cuprinzând județele Bihor, Sălaj și Satu Mare. Proiectul intitulat Volo se realizează cu sprijinul Programului de Cooperare Elvețiano-Român în parteneriat cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare. Azi etapa stalat. Știm din experiență că ar fi foarte mulți voluntari dacă ar ști unde și cui să se adreseze pentru a-și oferi serviciile. Astfel că scopul acestui proiect este de a dezvolta o rețea în care fiecare parte își atinge scopul. În opinia organizațiilor participante, dezvoltarea rețelei nu servește doar schimbului de experiență între organizațiile similare de profil, dar și întemeierii unor noi relații. Tinerii sunt foarte entuziasmați, dar încă nu știu ce și cum să facă, astfel că acest proiect le oferă posibilitatea de a-și încerca creativitatea și capacitățile, să cunoască oameni noi, să exercite comunicarea și cooperarea. Acesta este un foarte important element în formarea comunității. Legea care reglementează activitatea de voluntariat în România prezintă foarte multe lacune. Face posibilă începerea activității de voluntariat doar de la vârsta de 16 ani, ori sunt foarte mulți tineri care ar încerca de la o vârstă mai fragedă. Mulți lucrează în organizații străine. Și în Oradea există activitate voluntară continuă. De exemplu, studenții de la Facultatea de Asistență Socială a Universității Creștine Partium îi ajută pe vârstnicii căminului Sfântul Martin la vopsirea ouălor de Paști. Am avut o concepție despre ce aș vrea să studiez mai departe. Apoi unul dintre prietenii mei s-a îmbolnăvit grav. Și am avut o vocație, un impuls, să-i fiu aproape și să-l ajut. Iar după ce a plecat, am decis că asta doresc să fac, să ajut oameni. Catedra de Științe Sociale a Universității Creștine Partium consideră de importanță majoră ca studenții nu doar să audă teorii despre voluntariat, ci să și experimenteze efectul său benefic. Cei care se pregătesc să devină asistenți sociali, aici au ocazia să încerce în practică ce înseamnă voluntariatul. Când se confruntă pentru prima dată, simt temere și au resentimente. Dar după ce participă la cele 168 de ore de practică, ei depășesc această situație. Și de fiecare dată vin cu plăcere pentru că, după cum relatează ei înșiși, trăiesc o schimbare a concepțiilor de viață, dar au și convingerea că primesc mult mai mult decât dau. Ei nu doar completează munca personalului instituțiilor sociale, dar acordă și multe împliniri sufletești, grijă și dragoste nevoiașilor. Hiányát is érzük, hogyha ne talántán. Le și simțim lipsa, în primul rând pentru că ei ne aduc vești din lumea de afară, evenimente, sunt parteneri de discuții, sunt tineri, ne dau și teme proaspete. Bunăoară, tot aspectul lor tineresc ne bine dispune de fiecare dată. La formarea rețelei de voluntariat a fost cooptată și Biserica Romano-Catolică Oradea. Ca să se schimbe ceva în societatea noastră, nu ajunge să așteptăm ajutoare de la alții, ci trebuie să găsim acele resurse și posibilități prin care suntem în stare să ne autoajutăm, iar sursa inepuizabilă este chiar omul însuși. Dacă vrem să trăim într-o societate calitativ mai bună, trebuie să fim atenți unul la celălalt, la problemele celor din jurul nostru, la necazuri și să ne ajutăm. În cursul proiectului, cu durata de un an și jumătate, inițiatorii se deplasează la școlile din cele trei județe pentru a atrage cât mai mulți elevi în activitatea voluntară. În cadrul proiectului se dezvoltă și se popularizează activitatea peste 30 de organizații civile cu activitate în domeniul social, se formează o bază de date online unde se pot înregistra toți cei care doresc să desfășoare activitate de voluntariat. Se înființează totodată și un birou al voluntariatului cu rolul de a facilita plasarea voluntarilor.